Iată-ne la primul episod din Tech Noțiuni, o serie nouă de conținut pe care am gândit-o pentru a explica, pe scurt, diversi termeni sau tehnologii de care ne lovim atunci când alegem un produs. Am notat deja peste 100 de termeni pe care aș vrea să explic în episoadele următoare, deci cu siguranță va fi o serie lungă și, sper eu, utilă cât mai multora dintre voi. Începem seria prin a povesti despre Gorilla Glass, un termen pe care probabil l-ai auzit când ți-ai cumpărat ultima dată un telefon mobil și te-ai uitat la lista aia cu specificații tehnice. Despre Gorilla Glass probabil știi așa, în linii mari, că îți protejează telefonul, dar cât de bine o face și de unde a pornit tehnologia asta, vei afla imediat. Ca să definim termenii, Gorilla Glass este un strat de protecție care are grijă de ecranul telefonului tău când vine vorba de zgârieturi și ciobituri. Deci cam asta e în linii mari. De fapt, nu e disponibil doar pe telefoanele mobile, ci îl găsești și în industria auto, în diverse proiecte arhitecturale sau chiar și la ecranele laptopurilor, tabletelor și smartwatch-urilor. Gorilla Glass este o tehnologie dezvoltată de o companie numită Corning, nume pe care de altfel îl vei găsi în tabelul cu specificații al telefonului tău, iar Corning este cel mai mare producător din lume de astfel de protecții pentru ecrane. Prima dată și-au arătat măestria prin 2007, când a fost lansat primul iPhone și au reușit ei cumva să-l convingă pe Steve Jobs că merită să le folosească tehnologia pe ecranul telefonului, dar ușor-ușor au devenit tot mai prezenți pe piață pe măsură ce producătorii de smartphone-uri din întreaga lume au început să lucreze cu ei. Astăzi găsești protecții făcute de ei pe telefoanele de la Samsung, Xiaomi, Sony sau chiar Apple, doar că la Apple e o situație puțin mai specială și o să povestim imediat de ce. Tehnologia lor este direct integrată în ecranul telefonului tău și, bineînțeles, a evoluat de-a lungul timpului, așa cum au evoluat și celelalte componente din smartphone-urile noastre. De-aia, astăzi o să vezi smartphone-uri cu Gorilla Glass 3, Gorilla Glass 5, 6 sau noile iterații Gorilla Glass Victus și Gorilla Glass Victus 2. Cu cât e smartphone-ul mai scump și mai nou, cu atât probabilitatea de a avea versiunea Victus sau Victus 2 e mai mare. Dacă smartphone-ul e mai ieftin, probabil o să găsești pe el o versiune mai veche a acestui tip de protecție, deci șansele să-ți zgârii sau să-ți spargi ecranul sunt mai mari, pentru că fiecare versiune nouă de Gorilla Glass a devenit mai performantă, dar și mai scumpă. Dar haideți să vă explic și cum decurge procesul din punct de vedere chimic. Practic, ei au sticla, ecranul telefonului, și pun sticla aia într-o baie fierbinte de sare topită la 400 de grade. Iar de acolo, bine, glumesc, habar n-am cum să explic procesul chimic. Ce am înțeles eu este că se fac niște schimbări de ioni și asta face ca materialul să fie mai rezistent, dar găsiți explicația completă direct pe site-ul lor dacă ați fost vreodată bun la chimie și vă mână curiozitatea. Oricum, lucrul ăsta nu ne ajută în mod special la ceva, nu contează cum se face, contează când ne protejează telefoanele și ce trebuie noi să reținem de fapt e că telefonul nostru va fi mai rezistent la șocuri și la zgârieturi cu cât versiunea de Gorilla Glass a ecranului e mai nouă. Spre exemplu, versiunea Victus 2, care e cea mai recentă la momentul la care înregistrez acest clip, spune că ar ajuta ca ecranul telefonului tău să nu se spargă chiar dacă îl scapi pe beton de la un metru înălțime. Totodată nu ți-aș recomanda să încerci treaba asta pentru că știi cum e. Viața bate filmul. Dacă în 9 din 10 cazuri nu se sparge, s-ar putea ca tu să fii chiar cazul ăla în care statistica spune că rămâi fără ecranul telefonului. Deci nu încerca așa ceva și, ziceam la începutul clipului că cei de la Apple sunt mai speciali în povestea asta și hai să îți spun și de ce. Ei au dezvoltat împreună cu cei de la Corning un alt fel de scut de protecție pentru iPhone-uri numit scut ceramic. Practic, pe lângă schimbarea aia clasică de ioni pe care o are toată lumea, la display-urile Apple se adaugă și niște material extra care cică protejează mai bine. Ce pot eu să vă spun e că au introdus acest scut ceramic începând cu iPhone 12 Pro și a fost, pentru mine cel puțin, iPhone-ul care se zgâria cel mai ușor. Asta în condițiile în care, teoretic, scutul ceramic trebuia să fie mai rezistent decât Gorilla Glass-ul ăla clasic găsit pe telefoanele cu Android de la vremea respectivă. Deci și inovațiile astea uneori nu funcționează până la capăt. Oricum, important e că acum știi cum e protejat ecranul telefonului tău și ai și o poveste bună de spus prietenilor când ieșiți la bere tura viitoare. Iar dacă ți-a plăcut episodul 1 din Tech Noțiune, abonează-te ca să le vezi și pe următoarele.